Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, alături de Asociația Artiștilor Plastici Târgu Mureș și Uniunea Artiștilor Plastici Sucursala Mureș, sprijiniți de familia lutierului Vasile Gliga, derulează la Reghin o tabără internațională de pictură. 27 de artiști profesioniști sau amatori au la dispoziție toate condițiile ca până pe 12 februarie să creeze lucrări pe tema Peisaj de pe Valea Mureșului Superior și Valea Gurghiului. Inaugurăm a treia tabără de pictură organizată la Reghin, tabăra intitulată Gliga, după acest om minunat care nu face altceva decât să susțină și arta pe lângă celelalte activități culturale care sunt în comunitatea noastră. Este o tabără internațională în care, la care au participat și participă în continuare 27 de artiști plastici din țară și din străinătate. Sunt veniți din Constanța, sunt veniți din Cluj, din Turda, din Târgu Mureș, din Reghin, din Franța. Deci sunt 27 de artiști care nu fac altceva decât să-și etaleze sufletul pe aceste pânze albe, să spunem așa, în care aduc o pată importantă a sufletului lor. Și ca temă avem abordare destul de interesantă, e vorba despre peisaj de pe Valea Mureșului, Valea Gurghiului și tradițiile zonei de pe Valea Mureșului și Valea Gurghiului. Numele meu este Ioan Victor Cacovean, sunt din Aiud, județul Alba. Și pentru a doua oră, în această tabără deosebită, am revenit cu mare plăcere și cu dorința de a-mi regăsi colegii, dar în primul rând atmosfera din tabăra internațională Gliga, care pentru mine a rămas un reper. Anul trecut a fost un reper pentru toată perioada anului, a fost începutul de an în pictura. Și am mai participat la încă 8 tabere naționale și internaționale, dar această tabără de anul trecut mi-a rămas reper și abia m-așteptat să revin. De cât timp pictați? Ei, întrebare veche și la vârsta mea vă dați seama că este. De când mă știu? Sunt economist de profesie, dar am cochetat permanent cu pictura de copil, dar pentru mine a devenit un hobby. Sunt absolvent de școală de artă, dar vă spun, acum fiind la pensie, pentru mine este o mare bucurie să particip la aceste tabere și mai ales cu acest colectiv, fiind membru Asociației Artiștilor Plastici din Mureș. Și astăzi sunt aici în premieră cu soția mea, care lucrează și ea și pictează. Sunt Prosara Culcear Marina de la Târgu Mureș. Vin pentru a doua oară în această tabără minunată organizată de familia Gliga. Avem ca temă tradiții populare de pe Valea Mureșului. Eu am abordat costumele populare și un ilic de pe Valea Idicelului. Ne simțim foarte bine, suntem pictori veniți din toată țara și lucrăm foarte bine și ne simțim minunat. Cum e această tabără față de altele la care bănuiesc că ați luat parte? Păi fiecare om trebuie să se obișnuiască unde merge. Noi de obicei ne acomodăm în funcție de condiții, nu ne deranjează absolut nimic, fiecare își vede de lucrurile lui, de tematica lui și ne desfășurăm activitatea în bune condiții. Și îmi imaginez că și socializați. Da, bineînțeles, aceasta e o tabără minunată de socializare. Uitați aici și copiii mici au venit la pictură să picteze cu culori adevărate ale pictorilor, nu numai cu culorile lor și puteți să vă uitați ce am pictat acolo. Mă numesc Bardi Natalia, sunt din Aiud. Particip pentru prima dată la această tabără. Sunt foarte impresionată de mulțimea pictorilor, de mulțimea tehnicilor existente în această tabără, de înțelegerea dintre cei participanți. Nu? Am participat la foarte multe tabere, însă așa o înțelegere ca aici nu am mai întâlnit. Sunt plăcut impresionată și în special de tema taberei. De obicei nu există așa temă. Am reușit să fac niște tablouri cu obiceiuri din partea locului, strămoșa mașinii de spălat, vâltoarea, și mă simt foarte bine.
cu excepția unei mici răceli, dar impresia mea este excelentă din cauza atmosferei care există și a prieteniei dintre pictori și a condițiilor, nu mai vorbesc, a condițiilor în care lucram. Pentru că domnul Gliga ne-a oferit o sală extraordinară unde putem comunica, putem să ne împărtășim impresiile, putem să ne ajutăm și putem să învățăm multe lucruri. Lucrările vor fi panotate pentru expoziție la sfârșit de săptămână, apoi celelalte care vor rămâne vor merge într-o altă expoziție în Casa de Cultură a Tineretului, care va sta o lună de zile, iar cu restul, bineînțeles, că vor fi parte a unor altor activități culturale la nivel național. Și tot la finalul taberei, organizatorii vor realiza un catalog al lucrărilor și artiștilor prezenți, care va sta mărturie peste timp a celei de a treia ediție a manifestării de la Reghin.